cu suflet curat. Râde chiar de supărat, omul cu inima bună, nu știi cât am arătunat. O îndrăgită artistă din România a murit chiar în ziua în care ar fi împlinit 38 de ani. Carmen Lela ducea o luptă continuă pentru supraviețuire, iar în ciuda eforturilor de a face față greutăților vieții, corpul ei a cedat. Carmen Lela s-a stins din viață sâmbătă, 20 ianuarie, chiar în ziua în care împlinea 38 de ani. Artista se afla la spital, în stare gravă, fiind necesar să fie supusă unei operații foarte grele. Carmen Lela a avut o viață grea. A crescut la orfelinat alături de fratele său, dar a luptat cu greutățile și a devenit o voce cunoscută în lumea muzicii din România. Cu puțin timp înainte de a muri, sora ei a transmis un mesaj plin de durere. În acest moment ea luptă pentru viața ei. Avem nevoie de mulți oameni care să se roage pentru ea. Dumnezeu să aibă milă de ea, a scris sora ei, Lucia. Din nefericire, trupul slăbit al lui Carmen a cedat chiar în ziua în care s-a născut și ar fi împlinit 38 de ani. Te-ai luptat enorm și ai fost puternică până în ultima clipă. Astăzi, de ziua ta, te-ai stins. Dumnezeu să te odihnească în pace, sora mea scumpă, a scris cu durere nemărginită Lucia. Carmen Lela, cunoscută cu numele de artistă Lela, a crescut alături de fratele ei, Ciprian, în Dorohoi, oraș în care a urmat și liceul Regina Maria. Cei doi frați și-au spus povestea în urmă cu câțiva ani, pentru a servi drept exemplu copiilor care trec prin aceleași greutăți în cadrul sistemului de protecție a statului. Viața prin care am trecut, experiențele noastre și sper ca și trăirile și rezultatele pe care noi le-am obținut în toți acești ani să fie o inspirație pentru ceilalți. Am trăit și noi, ca și voi, experiențe rele, nu ușor de trecut, dar vrem astăzi ca cei care vă aflați într-un punct de răscruce să înțelegeți că totul are un rezultat bun dacă îți dorești acest lucru și lupți pentru ceea ce ți-ai dorit. Să nu renunțați niciodată la vise pentru că, la orice vârstă te-ai afla, aceste vise sunt singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului, spunea Ciprian, acesta povestind că, dintre cei patru frați, doi au crescut în Bacău, iar el și Lela în Dorohoi. Având situația precară în familie, a trebuit să ajungem prin centrul de plasament. Am trăit această experiență, nu una foarte urâtă, nu pot să spun că a fost atât de terifiant, a avut și momente frumoase această experiență, colectivul foarte frumos, te simți nu ca în sânul familiei, dar e o prietenie care se leagă pe viață. Educația de care ai parte acolo este una benefică, de viitor, dacă vrei să reușești în viață trebuie să asculți la ceea ce ți se spune, sunt lucruri importante. Poate că acum nu le vezi, dar sunt oameni în jur care te sfătuiesc și te îndrumă să devii un om matur, puternic, stabil, pe puterile tale. Toți luptăm pentru asta și dacă dai atenție poți reuși, a mai povestit Ciprian. În ciuda greutăților, Carmen nu și-a pierdut niciodată speranța, mai ales că era foarte fericită de faptul că era mamă. Avea o determinare rar întâlnită, astfel că nu s-a lăsat doborâtă de niciun obstacol apărut pe parcursul vieții. Depinde cât de departe vrei tu să ajungi, cine vrei tu să fii. Eu am fost nevoită să trec prin foarte multe greutăți până să ajung unde am ajuns. Am avut piedici, am fost descurajată, în schimb am avut ambiție, am crezut în mine și cred în mine. Continui să-mi trăiesc visele, spunea Carmen în urmă cu câțiva ani. Sunt mamă, sunt mândră de acest fapt. Mă ocup de muzică, am job, mă ocup și de casă. Mă lupt să fac față provocărilor cu care viața mă surprinde, din păcate nu toate sunt ușoare, dar le trec și știu că sunt în stare să trec orice obstacol pentru că eu știu ce vreau și știu că pot. Știu sigur că pot. Felicitări educatoarelor care ați depus atâta efort, sper că sunteți mândre de noi. Mulțumesc, vă salut și vă trimit îmbrățișări calde, gânduri pozitive și o viață bucuroasă, au fost cuvintele lui Carmen, ultimele gânduri îndreptându-se către educatoarele din Dorohoi, care i-au marcat viața și i-au determinat pe cei doi frați să aleagă educația pentru a reuși să-și ducă la îndeplinire orice vis. Din nefericire, visul lui Carmen s-a sfârșit exact în ziua în care a împlinit 38 de ani. Toți cei dragi sunt sfâșiați de durerea pierderii premature. Aș fi vrut să-ți cânt la mulți ani, dar din păcate nu pot decât să mă rog la Dumnezeu să te odihnească în împărăția Lui, este mesajul îndurerat al lui Dragoș, fratele lui Carmen Lela.
suflet curat. Râde chiar de supărat, omul cu inimă bună. Nu știi cât am adună, omul cu suflet curat. Râde chiar de supărat, omul cu inimă bună. Nu știi cât am adună. Lucru mare-i omenia, mare preț ca bogăția. În viață câștigi s-o pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Omule, să nu faci rău, că te vede Dumnezeu. Cine în viață greșește, până la urmă tot plătește. Lucru mare-i omenia, mare preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia sau păstrezi, mă. Suflet.